Muștelul Câmpulung a început cu dreptul retorul campionatului Ligii a 3-a la fotbal. Vineri după amiază a jucat în deplasare la ocupanta locului 3, CSEA Fumații, unde a remizat scor 1-1. Muștelenii s-au văzut conduși în minutul 20 după reușita lui Funieru, iar în minutul 30 a beneficiat de o lovitură de la 11 metri și eliminarea unui jucător din tabăra gazdelor. Față în față cu portarul advers, Mihailescu a ratat, așa cum a făcuse și în ultimul meci de pe teren propriu cu CSE Podari. E roșu, e roșu. Totuși, golul egalizator a venit pe final de repriză când Simon Mazarache a marcat pentru 1-1 în minutul 43. 1-1 avea să fie așadar și scorul final, chiar dacă CSEA Fumați a avut și al doilea jucător eliminat, iar muștelenii au avut prin Mazarache și Ion Ionuț marile ratări. În runda inaugurală a retorului, în afara meciului de la Fumați, în seria a treia s-au înregistrat următoarele rezultate. Urban Titu, Chindia Târgoviște 0-2, Atletic Bradu, Inter Clinceni 3-0, SCM Pitești, Sporting Roșiori 1-1, FCM Târgoviște, CSEA Podari 1-1, CSE Vișina 9, CSE Ștefănești 0-2, Concordia Chiajna 2, Astra 2, Ploiești 4-1. În urma acestor rezultate, lider în serie este acum Chindia Târgoviște 29 de puncte, iar Muștelul Câmpulung a urcat pe 6 cu 21 de puncte.